Você é meio... Băi, că de mult timp n-am mai făcut un episod ăsta de povești de groază, ne-am și costumat ca să celebrăm situația și să fie totul ok, Doamne, dar ajută. Problema e următoare, costume, râdem, zicem niște povești, dar capa și cura voastră, noi suntem într-o pădure acum, ne-am luat cort ca să nu stăm chiar în pădure, în pădure, în aer efectiv, că știți cum e, pericole, urși. Ce ar fi fost mai interesant? Să sunt pădure direct. Ar fi tare, nu, hai mă, că închid cortul ăsta și stăm, hai că forță. Stai aici cu maestru Daniel, pe care îl știți din ședințele de spiritism, a venit și să ne zică niște povești. Cu ce povești ne încânti? Ai bancuri, nu? Bancuri, da, despre astea. Atenție, eu nu le știu pe ale lui și el nu le știe pe ale mele. Fiți atenți. Era într-o seară un părinte care a venit de la muncă și s-a dus la fiul său să-l sărute de noapte bună. A ajuns la fiul său, l-a sărutat, la care copilul i-a spus: tati, e un copil sub patul meu. Bărbatul, bineînțeles că nu l-a crezut și i-a spus: uite, fiule, hai să ne uităm amândoi. Ridicând cerceaful patului și uitându-se, și-a văzut copilul spunând: tati, e un copil pe patul meu. Și după aceea ce s-a întâmplat? Păi nu știu ce s-a întâmplat după... Atâta, e cu asta ending tot, de ăla, de-l facem ending noi. De la de... Îți imaginezi tu ce s-a întâmplat după. Mamă, mânca vașcura voastră, ce senzație. Eu că știu stăm de aici, câțiva în mijlocul mijloacelor. Bă, tu vezi, mă, ceva în dreapta? Hai că văd dacă e. E frică rău de tot, ești nebun la cap. Sau greierii ăștia, bine că s-au doar greier, că dacă s-au auzea și altceva, mânca vașcura voastră. A început bine, Daniel, mă, mai luăm în povești de astea. Fiți atenți, deci era odată o fetiță care de ani de zile îi spunea de fiecare dată mamei ei seara, după ce mâncau: mami, eu mă duc în camera mea să mă joc cu bunica. Mai că se era nedumerit așa și spunea: ok, du-te. Trec ani, fetița crește, tot nu se schimbă obiceiul ăsta și îi spune: mami, mă duc în cameră la mine să mă joc cu bunica. La care mama ei se hotărăște să-i spună adevărul, că având în vedere că a crescut și așa, a simțit lucrul ăsta. Iubito, știi că bunica noastră nu este printre noi, genia e printre stele, ne-a părăsit de ceva timp, dar este foarte ok dacă tu consideri că e prietenul tău imaginar și te ajută sau nu te judec sau ceva. La care fetița îi spune: mami, dar eu chiar mă joc cu bunica noastră seara de seară. Să se uită așa nedumerită la ea: mami, bunica nu mai e printre noi. Bine, nu mă crezi? Hai să-ți arăt. Urcă ele ușor pe scări către camera ei, ajung în cameră. În cameră era un tablou care deodată clipește și îi spune așa ușor: m-ai uitat. Mamă! Ce prost ești! Ce prost ești! S-a speriat! S-a speriat, băgământ! Eu mai sunt și în domeniu. Dar chiar m-am uitat să ne prezentăm. Deci ăsta are un costum de un fel de călugăr, preot, așa. Călugăr. Și eu sunt călugăriță. Mamă, cum am râs și era mai aia după TikTok. Ce zici? Fiți atenți. Noi am zis niște povești. Eu le-am citit de pe net. Tu ce și eu tot de pe net am citit. Dar nu, ne-a zis... Lasă-mă să te corectez. Din experiența mea, în urma ședințelor avut. Hai că da. Acum ce credeți? Noi suntem acum la munte, după cum v-am zis, și ne-a zis un om de aici. Da. I-a zis că vrem să filmăm, noi suntem cu povești horror, suntem cu horror, nu știu ce. Vedeți că pe aici prin zonă umblă un părinte, spiritul unui părinte de fapt, care cica ascuns Evanghelia după Toma. După Toma, da. Care, dacă nu știți, e practic un manuscris care nu e în Biblie, dar de fapt este scris sau transmis de Dumnezeu, da, cum ar fi. Și gen e ascuns, dar cine îl găsește pe la adevărat original și citește, se zice că ar fi, că ar conține niște secrete niște din astea care te-ar dezvolta spiritual. Da, știi da, ce da. Zic? Și se umblă ăsta, e destinul. De fapt, destinul. Cum m-a zis, mă? Da, destinul. Practic, protejează lucrul ăsta cu orice preț. Și știți care e faza? E groasă rău de tot dacă te întâlnești cu el. Bine, sunt și legende, sunt dar... Sunt și legende, îți dai seama, ne-a și copiii zis, aia. Ne-a zis că s-a întâlnit... Bă. Bă, s-aud? Bă, și mă mâncat. Bă, ce să ies? S-aude dă-te ceva din spate. Eu. Bă, bro, e mâna aici. Ieși, mă, și uită-te puțin. Bă, doamne, ce e asta, mă, mamă? Ceea ce vei da la izdală din umbra ta, aceea te va mântui. Ceea ce vei ascunde din întunericul tău, aceea te va distruge. Sunteți oameni buni, veniți în gânduri pașnice. Mă întreabă? Da, da. Să așeze lângă mine. Nu ne faceți nimic, nu? Înainte să zic ce am de zis, dacă vreți să fiți buni, apăsați și voi butonul ăla de subscribe.
Văd în sufletele voastre bunătate. De aceea vreau să vă spun o poveste. Aceasta este o poveste a unor miri care au hotărât să-și facă cadoul vieților pentru luna de miere. Și iată, copiii mei, că li se promitea paradisul, li se promitea o incursiune în subconștientul lor în care... Asta nu era parte din program, continuăm povestea. Ce spuneați, domnule? Li s-a promis o incursiune în subconștient, acolo unde totul poate deveni manifest și se poate materializa imediat. Vocea care i-a demenea, deși o voce ca unui urs răgușit, le promitea că el va deveni eroul ei, iar ea va fi regina sa, cel va primi în Palatul Lunii. Însă, deși discrepanță între vocea și cuvintele frumoase care se rosteau, mirele a hotărât să facă această incursiune datorită entuziasmului pe care îl simțea, cum că ar trăi lucruri minunate alături de mireasa sa. În acel moment, vocea, pentru a-i ademeni încă o dată, le spuse: S-a auzit ceva! Bă, pe bune, bat ăsta. Pentru a-i ademeni, vocea le-a promis încă o dată că nu-și pot dori răul unui altuia și că vor să trăiască experiențe plăcute. Deci tot ce se va manifesta va fi spre binele lor. Însă a doua zi, trăsura i-a aștepta afară și a urcat spre o călătorie în interiorul lor. Însă urcând, au văzut un copil care le-a spus: energia voastră m-a născut. Eu sunt rodul relației voastre. Acest copil era gri la culoare și ochii erau ca cenușa, era îmbrăcat sărăcăcios, iar ei nu înțelegeau, deși relația lor aparent era una bună. De ce? Subconștientul lor ar manifesta așa ceva. Însă pe când se gândeau la aceasta, șerpi au început să apară înăuntrul acestei trăsuri, broaște și alte jivine care ieșeau din luciul canapelei din interiorul trăsurii. Strigând după ajutor, răspunsul n-a întârziat să apară și vizitiul un schelete de cristal, acel craniu sublim, și-a întors capul într-un mod nefiresc și i-a întrebat: cu ce vă pot ajuta? Neștiind că acelea sunt lucrurile subconștiente, supărările lor, neînțelegerile lor, frustrările lor, ceea ce se ascundea adânc în umbră. Au încercat să acopere acele lucruri sau să scape, însă... Pe care ești, mă? Soluția, deși era la îndemâna lor, totuși atât de ascunsă de ei. Însă în acele momente de disperare, soluția a venit. Ei și-au prins mâinile și în prinderea mâinilor, lumina le-a șoptit în inimă: în orice lucru mă veți căuta, mă veți găsi. Divinul nu este în cer pentru că păsările l-ar găsi primele și nu este în apă pentru că peștii l-ar afla întâi, ci este în adâncul vostru și în tot ceea ce vă înconjoară. Ridic o piatră și eu voi fi acolo. Atinge un pom și mă vei simți. Priviți inima voastră, oglindiți-vă unul în ochii celuilalt și veți găsi lumina care vă va transforma și vă va aduce bucurie. Această lumină o voi găsi și eu în momentul în care lumea va descoperi puterea ei interioară și splendoarea ce zace în adâncul lor. Copiii mei,
Să țineți acestea în inimă. Eu plec. Rămâneți cu bine. Bă, presupun că așa cum v-ați dat seama, ăsta a fost regizat, a fost un pamflet. Dar ce credeți? Doi tovarăși de-ai noștri care sunt cu noi aici la munte ne-au ajutat să așezăm toate astea pe aici. Și ce credeți că ne-a făcut? Ne-au închis aici în cavaj groază, deci e o poartă aici, gen, în care să intre, știți ce zic? Și ne-au închis acolo în cavaj groază. Voastră și ne dădeau cu petard de aici. Că presupun că le-ați văzut. S-a speriat asta la mine. Asta e savoarea voastră. Pentru aia de meni, încă o dată le spuse. Băi, să fiți cu mine și să ascultați cu atenție ce a povestit omul mascat. Zac niște secrete acolo, niște secrete ale vieții. Vă pup și aveți grijă de voi și nu uitați să subscribe. Așa, stai mă, că se mișcă încet. Stai mă!